Mi-ai cerut un răspuns, ți l-am dat. Nu mi-ai cerut și nu am acceptat să purtăm discuții pe tema răspunsului. Ajută-mă să înțeleg acest răspuns. Nu mi s-a mai întâmplat. Vreau să înțeleg. Ceea ce trebuie să înțelegi este că tu ești singura persoană care poate alege înțelesul răspunsului. Acesta este liberul tău arbitru. Chiar dacă ți-aș explica de-a fi rapăr și tot n-ai înțelege. Tot ai trece pe lângă orice nu-ți convine să accepti. Așa sunt oamenii. Acceptă ceea ce le convine, ceea ce știu, ceea ce le este deja cunoscut și convenabil. Rar întâlnești persoane care să fie dispuse să-și dea mintea la o parte, să deschidă larg porțile și să vrea face o schimbare. Cel puțin o schimbare a perspectivei din care privesc. Dar eu vreau să schimb, eu vreau să fac orice ca să fie bine. Ce înseamnă bine? Ce înseamnă orice? Arunci cu vorbele așa fără să fii conștient de puterea lor. Mai târziu te întreb de ce trebuie să trăiești cine știe ce experiență. Atâta timp cât rămâi între marginile lumii duale, orice bine este urmat de un rău. Și invers. Ciclic. Orice are un început, are și un sfârșit. Există și altă posibilitate?